ați revenit la un nou Daily Vlog. Astăzi este pe veselie, pe voie bună, pentru că v-am spus încă din ultimul Daily Vlog că era pe drum un colet. Și în acest colet se află niște chestii foarte, foarte drăguțe, și anume huse de telefon, o husă pentru laptop, husă pentru carcasa cu căști, pentru AirPods, pentru că vreau să forțez primăvara. Nu mai pot cu vremea asta, nu mai pot. Spuneți-mi și mie cum e la voi, pentru că în București este absolut oribil. Plouă și e urât și întunecat, dar eu vreau să-mi aduc culoare în viața mea. Neapărat. Așadar, a ajuns coletul. Acesta este, brandul se numește Burga și au fost foarte, foarte drăguți încât să-mi trimită cadou toate produsele astea pentru a vi le putea aduce și vouă în atenție. Să știți că nu m-am uitat la ele. Am desfăcut doar cutia ca să nu mai stau să foșnesc pe aici și abia aștept. Doamne, deci îmi doresc atât de mult să văd culoare. O să vedeți că m-am umplut de roz, cred. Să știți că cei de la Burga au pe site-ul lor diverse accesorii, începând de la huse de telefon, huse pentru laptop, huse pentru căști, sticle de apă, au și niște inele din acestea care se atașează la huse, deci vă recomand neapărat să intrați pe site-ul lor, o să vi-l las eu linkuit în descriere și vreau să vă aduc în atenție oferta pe care o au, pentru că este imbatabilă, și anume, dacă vă cumpărați două huse, mai primiți două. Și pe lângă asta, trebuie să vedem așa partea plină a paharului. Atunci când noi primim produse, de obicei le primim pentru a vi le putea aduce vouă în atenție, pentru că eu sincer n-am auzit de acest brand până acum. După aia m-am uitat pe Instagramul lor și au o grămadă de followers, deci este un brand super, super cunoscut la nivel internațional. Și mă bucur că au fost drăguți să-mi trimită aceste produse. Pe lângă asta mi-au dat și un cod pentru voi, pentru că asta vă spuneam adineauri. Dacă noi avem colaborări, aveți și voi beneficii, și anume coduri de reducere. Deci, pe lângă oferta asta care există, 2 plus 2, gratuit, aveți un cod de reducere care este Diana1XRO. O să vi-l las eu scris pe ecran și de asemenea o să găsiți toate detaliile linkuite în descriere. Link, cod, ofertă, tot ce vreți voi, intrați în descriere. Abia aștept să le văd, pentru că sunt atât de frumoase pe site, încât sper să fie la fel de frumoase și în realitate. Să știți că pe site-ul lor găsiți huse atât pentru Apple cât și pentru Samsung, deci nu trebuie neapărat să aveți iPhone așa cum am eu. Și la Apple, cel puțin, au 3 modele de huse, Snap, Tough și Elite. Eu am aici... Am văzut ceva colorat! Eu am aici 2 huse Tough și 2 huse Elite. Hai să începem cu cele Tough și să începem cu ce am văzut. Doamne, deci te rog, te rog. Să știți că o să probez modelele pe husele pe telefon și o să vă las cumva în dreapta ecranului video ca să vedeți cum arată exact pe telefon. Da! Vai, vai cât este de drăguță. Ah, Doamne, deci este absolut adorabilă, adorabilă. Și par foarte, foarte calitative. Dacă vedeți, clar, protejează foarte bine, pentru că avem două stiluri de a proteja acest telefon, în general telefonul. Avem această parte neagră și avem și husa efectivă. Deci nu ai cum. Nu ai cum să-ți strici telefonul. Vai cât este de frumoasă! O să am un set divin. O să înțelegeți imediat la ce mă refer. Avem și aici logo-ul firmei Burga. Doamne, cum arată! Bun, următoarea. O, Doamne, cât este de bombonicioasă! Era să zic bombonistică. Doamne, uitați-vă voi! Deci, eu nu am mai văzut huse atât de colorate pe alt site și știți că eu am o manie cu husele. Îmi place să am huse frumoase la telefon pentru că îmi place să-mi fac viața frumoasă prin chestii așa mici și au un aspect așa lucios. Deci husele astea Tough au aspect lucios. Adorabile! Hai să trecem acum la modelul Elite, care este și un pic mai scump, mi se pare, decât cel Tough. Vin și altfel ambalate, cam așa. Și să știți că mi se par o idee foarte, foarte bună de cadou. Uite că tot a trecut ziua mea și tot v-am dat așa idei de cadouri. Hai să vedem. Oh my God! Deja am văzut o diferență
la modelul Elite, și anume marginea aceasta aurie. A, uite, scrie și aici Elite. Da, este clar o diferență. Logo-ul este scris cu auriu. Foarte mare atenție la detalii. Aici, în schimb, nu este nimic detașabil, dar husele sunt dintr-un material foarte durabil și foarte dur, așa, care îți dă clar impresia că telefonul tău este protejat. Divin. Îmi plac mult. În schimb, ce observ eu, că husele acestea Elite, în comparație cu TAF, sunt mate. Astea TAF sunt lucioase. Deci, în funcție de ceea ce vă place, vă hotărâți ce vă luați. Și mai am una. Asta e de vară. Deci, deja mă văd... aș vrea eu. În Positano, undeva pe coasta Amalfi. Mi-am luat așa cu lămâițe. Să știți că mai era un model și cu portocale. Doamne, deci să vină vara. Apropo, au și lanțuri din acelea care se pot agăța așa de huse. Și văzusem unul foarte, foarte, foarte drăguț cu ceva perluțe, cristale, foarte frumos. Și de asemenea au și inele din acelea care se pot atașa pe husă. Vai, cât sunt de frumoase! Abia aștept să le pun pe telefon. Și mai avem și de data asta o să vă și arăt cum se pun pe diverse dispozitive. Aici cred că am husa pentru căști. Foarte bine vin ambalate. Unde e husa aia? Unde e? Na. O, ce drăguț! Hai să o scoatem de aici. Și avem și un inel. Aici cred că va trebui să văd exact cum se face toată situația asta. Pentru că momentan nu... ok, era foarte simplu. Trebuia doar să apăs. Punem aici inelul. Și hai să punem totuși și carcasa pe AirPods-urile mele. O să scot husa veche, dacă mă și descurc fără să stric ceva. Știți că am două mâini stângi, nu? Știați. Hai mai întâi să-i scot partea asta de jos, pentru că cred că îmi va fi mai ușor așa. Și apoi scoatem capacul. Care-i fața? Așa. Perfect! It's a perfect match, cum s-ar spune. Ăsta, cred... Ba nu, l-am pus bine. Și uitați-vă voi, imaginați-vă că am deja telefonul pus aici și vorbesc la telefon și am și căștile și mă duc la sală. Sunt foarte încântată, probabil am spus chestia asta de 1000 de ori, dar chiar arată foarte, foarte bine. Hai să vedem și cealaltă husă. Asta se potrivește cu cealaltă husă pe care o am pentru telefon. Unde am pus-o? Și cred că o să schimb acum husa pe care am pus-o la căști, pentru că o să vedeți că mai am ceva foarte interesant. A, și uitați-vă la atenția la detalii, că până și pe acest inel scrie Burga. Doamne! Cum de nu am auzit de acest site până acum? Nu-mi dau seama, pentru că v-am zis, sunt super, super cunoscuți la nivel internațional și... am tot stat să-i caut și sunt o mulțime de fete care au deja seturi de genul acesta și eu, cum tot caut huse de telefon, eram gen, eu de ce n-am știut? De ce nu am știut? Dar niciodată nu este prea târziu. Bun, am pus husa la căști și v-am zis că mai am ceva. Mai am aici o husă pentru laptop. Hai să vedem cum arată. Foarte bine vin ambalate. Chiar pentru packaging, nota 10. Vai, n-ai cum! Avem și partea de sus și partea de jos pentru a ne asigura că laptopul este foarte bine protejat și vă recomand să faceți chestia asta, pentru că al meu deja s-a pătat pe aici. Pentru că nu l-am protejat, așa că... o să fac chestia asta de acum încolo. Sper că o pun bine, nu? Da, o pun bine. Ia să vedem. Bun, am pus partea de jos și acum punem partea de sus. A făcut click
Și cam așa arată laptopul în combinație cu husa pentru căști și în combinație cu husa pentru telefon. Doamne! Ador! Îmi plac foarte mult chestiile când sunt asortate. Nu îmi cereți o explicație pentru că nu am. Mi se pare că oferă așa un aspect foarte, foarte clean. Deci, da, foarte de calitate. Dacă sunteți în căutare de astfel de produse, mă bucur că am putut să vă ajut. Repet că v-am lăsat link în descriere și vă repet și oferta, pentru că mi se pare foarte bună. Două huse plătiți și primiți două gratis, adică 4 huse la preț de 2 plus 15% discount cu codul meu. Am laptop protejat. Bun. Mai am aici un produs, pentru că v-am zis că au și sticle și o să scap un pic de cutia asta, pentru că mai am o cutie. Am făcut eu o comandă la MyProtein. V-am spus că pe lângă accesorii pentru telefon, că și laptop, există și sticle de apă. Și avem o sticlă roz. M-am gândit să-mi iau o sticlă pentru a o avea în mașină, să nu mai consum plastic și să nu mai iau neapărat sticle la 0,5. Aș putea să o folosesc pe asta și la sală. Vai! Cât de elegantă este! Chiar îmi place mult, mult de tot. Nu știu de ce am mirosit-o, dar by the way, nu miroase nimic. Adică nu are vreun miros din acela de plastic sau, mă rog, înțelegeți că mai sunt chestii, sticle pe care le luăm sau recipiente care au așa un miros destul de ciudat și e destul de greu să-l scoți, dar nu, aici nu e cazul. Avem și această agățătoare aici de plastic. În continuare avem logo-urile inscripționate și asta sigur îmi încape în suportul de la mașină. Cam acestea au fost produsele de la Burga. Încă o dată le mulțumesc pentru faptul că s-au gândit la mine să mi le trimită. Și trecem acum la cutia de la MyProtein și am aici mai multe produse. Asta mi-e foarte utilă. Apropo, trebuie să fac și coletul cu acele cărți pentru câștigătoarea giveaway-ului. O să se întâmple și chestia asta. Voiam să vă arăt neapărat proteina pentru că recent am primit o întrebare, nu mai știu dacă pe Insta sau pe YouTube, legată de aroma pe care eu o consum la această variantă de proteină, care se numește Total Protein, și eu am Strawberry Cream. Foarte gustoasă, nu e genul acela de gust care te leșină, care este foarte dulce. Eu cu dulcele v-am zis mai slăbuț, nu-mi plac dulciurile extrem de dulci, îmi plac așa eventual un pic acrișoare, iar această aromă, să o numim așa, este foarte, foarte ok din punctul acesta de vedere. Deci, de căpșuni, Strawberry Cream, eu o iau pe aceasta de 1 kg și aveți 25 de grame de proteină per porție. Apoi mi-am luat din nou brownie, pentru că le terminasem și pe ele și sunt brownie proteice. Aveți 14 grame de proteină per porție, per brownie. Să știți că dacă mâncați-o de asta, vă este mai mult decât suficient. O puteți, nu știu, lua la micul dejun eventual și vă săturați, vă garantez eu 100%. Și aici cred că mi-am mai luat o bustieră. Nu mai țin minte exact. Ia să vedem. Sau colanți, nici mai știu, mă. Eu totul zic bustieră. Da, 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 bustieră. O, ce bine arată și ea. Da, foarte bine. Cam așa neagră. Eu am acum una pe mine, dar nu știu dacă să vă arăt. Este una de la Victoria's Secret. Foarte bună, doar că nu știu de ce sau sub ce aspect mi-a rămas mare. N-am idee. Iar asta pare să ofere o susținere, o susținere bună și modelul se numește Woman's Tempo High Support Bra. Și eu am pentru ea mărimea S. Da. Acum trebuie să o probez să vedem cum vine. Cred că trebuie să o și spăl înainte de a o purta pentru că are un miros din acela specific de produs nou. Cam asta a fost așadar cu produsele. Am fost până la bucătărie să-mi iau cana de cafea. Pentru că vreau să-mi fac și make-up-ul și să mă duc să mă apuc de treabă, totuși. Și m-am gândit să-mi fac make-up-ul alături de voi, pentru că nu mai știu dacă v-am arătat vreodată cum arată BB cream-ul acesta de la Misha pe față. Și am zis că este o ocazie bună. Apropo de cana mea de cafea, am primit o întrebare de unde o am.
Este într-adevăr o cană foarte, foarte frumoasă și este luată din Statele Unite, de la Casa Albă. Nu vă gândiți că am fost eu invitată la Casa Albă sau ceva de genul, nu, am fost pe acolo, prin prejur, trebuie să stai în spatele unor garduri ca să poți o vezi, în fine, și bineînțeles că există un magazin cu suveniruri, ca peste tot, și am găsit această cană să-mi amintească de vacanța mea în Statele Unite. Și avem aici Casa Albă și aici niște cireși înfloriți. Foarte frumoasă, rezistă bine. Eu când am fost în America... Doamne? Au trecut o grămadă de ani. Nu mai știu, să fie vreo 5-6 ani. Deci de atunci o tot folosesc și arată foarte bine. N-a fost una dintre cele mai ieftine căni. Dar mă bucur că încă o am și că nu s-a spart, pentru că de fiecare dată când mă uit la ea, îmi aduce aminte de acea vacanță. Bun. Hai să trecem la make-up. Am aici eu lângă mine portfardul cu produse pe care îl țin jos pentru a-mi face make-up atunci când mă grăbesc sau... Na. Am așa o selecție de produse pe care le țin aici să-mi fie ușor și la îndemână. Și de asemenea am și oglinda asta pe care am luat-o din Primark acum 1500 de ani. Când am fost în Primark? Cred că în vlog, mă, sunt decembrie, nu? De atunci n-am mai fost. Hai să trecem la treabă. Deci, cât de repede trece timpul. Apropo de Primark și de comenzi, că așa mai vin mie idei și trebuie să mă mai spun diferite chestii, fetelor. Am plasat o comandă la Shein. Și când zic comandă, puteți să înțelegeți, Odita mai comanda. Deci, cred că sunt în jur de 40 de produse. N-am mai plasat o comandă la Shein de... cred că mai bine de un an. Stați așa să vă zic nuanța la asta, că sigur mă întrebați. Numărul 23 este și, apropo, are un SPF de 42. Așa, revenind la comanda de la Shein, am plasat-o ieri și, teoretic, ar trebui să ajungă undeva la începutul lunii mai. Eu, în perioada aia, e posibil să fiu plecată, adică o să plecăm în Paris, pe 29 aprilie și ne întoarcem undeva pe 4, așa că probabil nu o să fiu acasă, că e posibil să ajungă un pic mai devreme, pentru că mai vorbeam cu fetele care au mai plasat comenzi la Shein în ultima perioadă, inclusiv Sabina Rusescu. Bună, Sabinuțo! Și zicea că e ajuns mai devreme față de data preconizată și vreau să vă zic că abia aștept, deci abia aștept să văd ce este acolo. Să știți că haine n-am luat cine știe ce, pentru că de-a lungul timpului am observat că nu prea sunt mulțumită de calitatea hainelor și atunci m-am orientat către alte chestii, dar sunt multe, 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 multe de tot. Abia aștept să ajungă comanda. Pentru că sunt și chestii de casă, v-am zis, am și două compleuri, un set de casă în ceea ce privește hainele și unul de ieșit afară. Acolo am emoții, pentru că întotdeauna eu mă uit la review-uri, dar am văzut, nu știu de ce am impresia că review-urile nu sunt neapărat întotdeauna adevărate, pentru că am senzația că dacă lași un review și cineva îți dă like, primești cumva niște cupoane sau ceva de genul, pentru că am tot văzut mesaje de genul dați like la review-ul meu pentru că I'm broke, adică sunt falită. Deci probabil, nu știu, te recompensează cumva în cazul în care ai like-uri la review-uri și așa mai departe. De-aia zic că e posibil ca unele dintre ele să nu fie foarte, foarte... accurate, dacă tot vorbeam în engleză mai devreme. Cam așa se vede produsul acesta pe față. Arată foarte bine. Singura problemă cu el este că dacă aveți ten cu exces de sebum, să știți că nu-l ține sub control. Adică după vreo, nu știu, 4 ore, cam așa, începe să iasă la suprafață. Evident că puteți seta tot acest produs cu pudră, dar eu nu prea mai folosesc pudră de ceva timp. Pentru că v-am zis că vreau un aspect așa un pic mai glowy, să-l numim. Și atunci, da, am renunțat la pudră. Dar puteți aplica pudră pentru că este un produs care se vede foarte bine pe față. Am și lumina naturală care îmi bate acum din față și par un pic albă. Întotdeauna se întâmplă la fel, dar are o acoperire foarte bună pentru un BB cream, medie spre mare, zice eu. Și chiar lasă tenul impecabil.
Bun, hai să aplicăm și un pic de bronzer și iluminator. Am doar paleta asta jos. Mi-ar fi plăcut să pun iluminatorul și blush-ul lichid de la Rare Beauty, dar nu mai urc acum pentru că mă grăbesc. Și o să mă folosesc de această paletă care îmi este întotdeauna la îndemână. Apropo de Paris, că mi-a lăsat cineva, nu știu, un coment, în fine, nu mai știu, cred că atunci când m-am zis eu prima oară unde urmează să plec, că ar fi bine să mă mai gândesc și totuși să nu plec în Paris. Să știți că nu e nimic, pentru că sunt cunoștințe de ale mele care au mai tot fost în ultima perioadă în Paris și nu se întâmplă nimic, adică... Deci, nu știu, într-adevăr, mai am înțeles că a dat o alertă de călătorie astăzi când filmez eu, pentru că o să fie o grevă la trenuri sau ceva de genul. Noi n-avem treabă cu trenurile, avioanele n-au de ce să fie implicate, sper să nu vorbesc cu păcat, pentru că o să zburăm cu Air France. Și atunci când vezi adunări mari de oameni care protestează, nu te bagi, adică nu te implici. Na. Sper să fie ok. Am tot văzut diverse filmulețe, că nu se ridică gunoaiele, că după care am văzut altele în care se spunea că totul este mult prea exagerat și se filma, de exemplu, un morman de gunoi, dar de fapt voiau doar să amplifice toată situația care este acum în Franța. Na, lumea cumva de acolo s-a obișnuit, adică dacă treci printr-o situație de genul, ce o să faci? Nu mai te muți din Paris pentru că există proteste? Da, eu înțeleg, protestele sunt normale, dar nu mi se pare neapărat o destinație de evitat doar pentru că există niște proteste acolo. Adică nu e ca și cum ne-ar pune viața în pericol, zic eu. În fine, am fost în lumea asta în locuri mult mai periculoase de atât. Hai să trecem și la iluminator. Deci nu mai trebuie să mă spăl pe păr. Și îmi stă părul în toate direcțiile. O să mă folosesc astăzi un pic de șamponul uscat de la Batiste, pentru că nu am altă soluție. Am de filmat două clipuri și nu mă încadrez absolut deloc cu timpul, pentru că la două și un pic trebuie să plec, să mă duc să-l iau pe Luca de la școală. Ar fi ideal să mai și mănânc, pentru că apoi o să-l duc la antrenament. Și astăzi o să dureze un pic mai mult și o să mai ajung acasă în jur de 8 și ceva seara. Așa că am nevoie să mănânc înainte să plec. Hai să folosesc și mascara. Aici jos o am pe aceasta de la Sephora. Momentan preferatele mele în ceea ce privește produsele de tip mascara sunt aceasta Size Up de la Sephora și cea de la Anastasia Beverly Hills Lash Brag, parcă se numea, ceva de genul acesta. Nu știu exact, bine că m-am murdărit pe deget, nu știu exact cum o să decurgă acest daily, pentru că ținând cont că este joi, când m-am apucat de filmare, mă gândesc să-l ținem doar pe parcursul zilei de astăzi, dar o să văd, nu știu exact. Pentru mâine, dacă reușesc să-mi termin treaba astăzi, nu ar fi mare lucru decât de editat, de, mă rog, chestii din astea organizatorice. Și nu cred că este de interes să vedeți așa ceva și, mă rog, chestii cu Luca de făcut și așa mai departe, adică nu cred că mă duc pe nicăieri. Și sâmbătă o să fie meciul și vreau neapărat, tați că trebuie să vă zic chestia asta, nu știu dacă sâmbătă sau duminică îmi propun să ajung la un restaurant indian. Hai să vă zic cum a pornit toată chestia. M-am trezit într-o dimineață cu poftă de curry. Eu care în viața mea nu am gustat curry, adică eu nu am mâncat la indian, cred că am mâncat o singură dată și pentru mine toată situația era mult prea picantă și am renunțat. Dar nu mai știu la cine am văzut. Cred că la Andreea Ikim fusese recent la un restaurant indian. Băi, și arăta atât de bine mâncarea încât am zis nu. Deci mi-e poftă de curry. Dar eu habar n-am ce gust are. Nu știu cum îți poate fi poftă de un produs pe care nu l-ai gustat never ever. Dar vreau neapărat să fac chestia asta, să ajung la un restaurant indian. Și am două preparate pe care mi-aș dori să le încerc, și anume curry de pui. Cred că doar de pui există, nu știu, habar n-am. Sau butter chicken. Deci, îmi plouă în gură, dar nu știu ce gust are. Așa că
Dacă sunteți din București, am rugămintea să-mi lăsați și mie recomandările voastre pentru restaurante indiene din București, dar bune, care servesc preparatele pe care le-am enumerat mai devreme. Și știți voi sigur că sunt gustoase. Îmi fac și buzele și am terminat. Vă las ca să mă duc să-mi fac și o trebușca. În continuare, abuzez de creionul acesta de la Shi. Pentru că îmi place foarte mult. Deci, acum văd că pe cameră nu se vede wow. Dar voi prin clipuri ați sesizat combinația pentru că am primit foarte multe întrebări legate de ceea ce port pe buze. Așa că știți acum, e asta, e combinația asta pe care am purtat-o, cred, în ultimele două clipuri. Și nu mă mai pot sătura de ea. V-am zis că îmi place să duc un pic creionul și pe buză. Și terminăm cu același baby gloss de la Revolution, pe care îl pun așa un pic în centru. Da, v-am mai arătat toată treaba, nu are rost să insist asupra ei, dar ca să știți că în continuare le ador. A, și mai primisem o întrebare, cum se numește creionul de la Shi? Se numește pur și simplu lip liner și nuanța cred că v-am zis-o atunci, 45x002. Deci nu are vreo denumire, nu știu dacă mai există și alte creioane la Shi în afară de acesta. Bun, vă las pentru moment, mă duc să-mi fac treaba și cel mai probabil ne auzim mai târliu, cum zicea Luca când eram. Victorie! Am reușit să filmez tot ce aveam de filmat și Doamne, ce bine e! Fața mea nu mai arată la fel de bine pentru că am avut ruj roșu mai devreme și n-am apucat să îl demachez, ci doar mi-am mâncat salata, Doamne, că bună a fost și aia. Și doar m-am dat așa cu șervețelul și acum e o culoare, un fel de, n-ar mai fi, arată rău. Apropo de salată, am găsit la piață salată din aceea creață. Bună, bună de tot, e așa crunchy. Și pe lângă salată creață mi-am mai pus un castravete, dar de data asta, pentru că n-am mai avut timp, nu i-am mai curățat coaja și parcă îmi place mai mult. Nu știu însă cât de bine e și cât de sănătos, pentru că am înțeles că toate chestiile nasoale se adună în coajă. Dar, na, din lipsă de timp. Apoi am mai pus un ardei capia, două fire de ceapă verde și un pic de mozzarella. Și cam asta mi-a fost prânzul. La micul dejun am luat cupa de proteină, pentru că tocmai ceva arătasem punga, am profitat, am desfăcut-o și mi-am făcut cupa de proteină. Și acum rămâne să vedem ce mai mănânc pe seară și ce timp am. Sunt la școală, au înflorit treburile în spatele meu, au înverzit de fapt, pentru că până acum era totul gri. Dar da, se pare că ploaia totuși le prinde bine. Evident că am mai tras o tură de ploaie, pentru că de ce nu? Dar una peste alta sunt obosită, dar mulțumită că am reușit să filmez tot ceea ce mi-am propus. Acum mai trebuie să și editez și să programez clipul pentru mâine, pentru că nu e programat. Cam acesta este update-ul. Momentan l-aștept pe Luca să vină, să coboare și să mergem și noi acasă, să-i dau și lui să mănânce, să se schimbe și să plecăm din nou la antrenament. V-am zis că sunt șoferul unui copil de 10 ani, nu? V-am zis. Hai că am făcut o schemă, nu știam cum să vă arăt că mi-am pus husa asta pe telefon. Și Doamne, ce mult îmi place, se vede atât de bine și apropo, i-am agățat aici o drăcie de asta, un lanț, pe care l-am luat de la Jumbo acum ceva timp și se vede bine. Mi-ar fi plăcut să fie un lanț într-o, nu știu, o culoare mai uni, într-un roz pal eventual sau un verde ăsta de aici, dar atât am avut în casă, atât s-a putut. Dar una peste alta, îmi place mult de tot husa asta. S-a făcut și vineri între timp și să știți că nu s-a mai întâmplat nimic deosebit, în afară de faptul că am reușit și eu să mă spăl pe păr. Finally! Pentru că deja nu se mai putea. De aranjat, să știți că l-am aranjat cu peria rotativă de la Babyliss. Și da, așa se pronunță Babyliss, pentru că m-au mai corectat diverse fete de-a lungul timpului și vă înțeleg, pentru că și eu pronunțam fix Babyliss, dar nu, am căutat și se pronunță Babyliss. Cred că v-am mai spus chestia asta. Sunt super mulțumită de ea și îmi place foarte mult faptul că te poți coafa foarte, foarte rapid.
Rucsacul de sală e acolo, asta înseamnă că am fost și astăzi, am bifat și astăzi, pentru că luni nu am fost, pentru că a fost a doua zi de Paște și na, nici chiar așa, să nu exagerăm. De asemenea, dacă sunt roșii aici în zona Buzelor, să știți că s-a produs o extorsiune a unei ape, nu mai știu cum era chestia aia de la fizică, o extorsiune a unei ape într-un degajament, nu mai rețin, spuneți-mi voi că am uitat. Așa că da, m-am epilat și sunt un pic roșie și să știți că am un tricou pe mine, stați că trebuie să vi-l arăt, de la Hooters. Dar nu, să știți că n-am lucrat acolo, ci doar am fost la Hooters în Cancun și am zis că trebuie să-mi iau și eu un tricou de acest gen. Cam astea sunt noutățile. Sunt pe canapea, este vineri după masă, cred că este 4:30. Norocul meu că băieții sunt la antrenament, pentru că sunt cu laptopul aici și trebuie neapărat să mă apuc de editat. Și am de editat clipul pe care voi l-ați văzut luni, și anume acela cu Q&A, cu întrebările, și am mult, mult de editat pentru că am filmat aproape o oră. Am vorbit mult, dar să știți că am vorbit cu toată sinceritatea. Chiar imediat după ce am oprit camera, mă gândeam, zic, frate, chiar zici că am stat de vorbă cu niște prieteni, adică n-am stat nici o secundă, în general, adică eu pe YouTube, pe canalul meu, niciodată nu am stat să gândesc foarte mult înainte, adică știți că nu am scripturi, vorbesc efectiv liber, probabil de aceea se mai întâmplă să sar de la o idee la alta, dar asta vă spuneam, după ce am închis camera, eram, băi, chiar m-am descărcat așa, parcă am stat de vorbă cu niște prietene foarte bune. Dacă este să se întâmple ceva în acest weekend, în afară de meciul lui Luca, o să deschid camera și o să filmez și o să apară în weekend, în vlogul de săptămâna viitoare, pentru că v-am zis că în weekend îmi propun să ajung la un indian, dar nu știu, să vedem dacă ne ies planurile, pentru că este posibil să avem o întâlnire sâmbătă seara, nu știu, dar sper, chiar sper, pentru că am poftă de curry. Gata, vă las, mă apuc de editat, ne vedem bineînțeles data viitoare, și anume vineri, de la 2:30 cu un alt clip, și încă nu știu ce o să fac. Mă gândeam așa să mă urc în mașină și să mă duc la Primark, pentru că n-am mai fost de mult și tot se apropie plecarea, și mă gândeam că poate mai găsesc așa chestii drăguțe pentru vacanță. Pentru că mereu înainte să plec în vacanță simt nevoia să-mi cumpăr ceva. Habar n-am de ce, nu știu, e chestia asta, poate să te îmbraci cu ceva nou. Nu știu, n-am idee. Dar asta îmi propun, așa că lăsați-mi și impresiile voastre în comentarii. Să îmi spuneți dacă vreți să vedeți ce mai nou prin Primark, pentru că dacă am fost în Vlogmas, mă gândesc că deja este colecția de primăvară-vară. Și știu că ar trebui să se mai deschidă unul în AFI, dar nu știu când, habar n-am, așa că va trebui probabil să mă duc într-o nouă excursie până la San Plața. Cam atât. Mă pun pe treabă și, așa cum vă spuneam, vă zic încă o dată, ne vedem data viitoare de la 2:30.